Brândușa Cimpoca face parte din generația tânără de medici care s-a școlit în afara țării, dar a revenit în România pentru a profesa aici și pentru a aplica ceea ce a învățat în străinătate. S-a supra-specializat în medicină materno-fetală și vom discuta cu ea despre ceea ce înseamnă să înveți medicina materno-fetală chiar de la părintele acestei supra-specializări și cum poate fi aplicată în România. Medicina materno-fetală este o supra-specializare pe care o au puțini medici din România în momentul de față. De ce ați ales această supra-specializare? Tocmai din acest motiv. Am observat că este nevoie de medici care să facă ecografii de medicină materno-fetală, ecografii morfologice și screening de calitate. Și știam că există la Londra, în Marea Britanie, un loc unde se poate învăța de la cel care a inventat această meserie. Și am avut ocazia să învăț de acolo și ăsta a fost principalul motiv pentru care am ales această ramură. Totodată îmi face plăcere să fac această meserie și cred că dacă îți aduce bucurie meseria, poți să o faci cu o lejeritate mai mare. Ce v-a determinat să vă întoarceți în România? Pentru că majoritatea tinerilor dau de bine, cum se spune, în străinătate și rămân acolo. Și mai ales că v-ați întors în plin context pandemic. E foarte greu să spui că în străinătate este totul bine și e numai lapte și miere. Cred că cei care au fost plecați recunosc că uneori le-a fost foarte greu. Din punct de vedere social, cel mai probabil personal, eu am ales să mă întorc pentru că știam că e mult de muncă în România. Este o arie care încă nu este exploatată la maxim, poate nici la jumătate față de cât ar putea fi. Și îmi doresc să ofer pacientelor și cuplurilor din România acelea servicii pe care le primesc româncele din Anglia sau cetățenii din Anglia de un standard înalt. Cum este să lucrezi cu cel care este supranumit părintele medicinei materno-fetale, cu domnul Nicolaides? Este o persoană severă, exigentă? E greu pentru un român să ajungă să devină mâna dreaptă a lui? Este incredibil de frumos. La început, pentru mine, a fost foarte emoționant și foarte stresant, pentru că știam că standardele sunt înalte, foarte înalte, și mi-era frică de eșec. Și am încercat să-mi las la o parte emoțiile că lucrez cu o legendă vie, și să mă concentrez pe ce am de făcut și să fac perfect sau aproape perfect. Sigur că nu am făcut perfect, dar știind cum se poate face, am încercat să tind să ajung cât mai sus. În centrul de cercetare în medicină fetală de la Londra sunt foarte mulți medici internaționali, sunt foarte mulți români care se școlesc acolo. O mare parte dintre ei se întorc și împreună punem mână de la mână și încercăm să schimbăm ceva în sistemul nostru de sănătate public. Deci nu cred că se pune problema că un român nu poate să ajungă să facă performanță. Nu cred că există această mentalitate acolo. Face performanță orice medic dornic de muncă și care reușește să impresioneze prin muncă. Aveți un dicton sau o zicală care v-a rămas în minte de la acest renumit profesor? E foarte greu să spun. Sunt situații în care el este un personaj complex, care este foarte carismatic și amuzant și reușește
să vin aproape de sufletul pacienților. Și cred că asta e ceea ce am învățat, să fiu și om, pe lângă a fi medic și a lua, poate, a oferi niște decizii și niște alternative, uneori nu ușoare, cuplurilor. Ați primit diploma în medicină fetală. Înțeleg că este una dintre cele mai prestigioase diplome din lume. Câtă muncă presupune să ajungi să obții o astfel de diplomă și ce înseamnă ea pentru dumneavoastră ca practicant în România și oriunde în lume? După ce se termină programul de formare de 2 ani la Londra, medicilor le este oferită posibilitatea de a face și niște manevre invazive, cum este, de exemplu, amniocenteza sau biopsia de vilozități coriale. Iar după acest training intensiv și după participarea la activitatea de cercetare, profesor Nicolaides și profesor Yves Ville din Franța pot semna pentru acești medici diploma în medicină materno-fetală. Este poate cea mai înaltă treaptă, cea mai înaltă gradație pe care o poate primi un medic în specialitatea aceasta. Cred că pentru mine a fost important să o obțin și că era un final de drum. Am stat aproape 3 ani la Londra și uneori e bine să te întorci cu diplome acasă, nu să le pui pe pereți, ci să știi că ai muncit pentru ele. Și în România pot să practic meseria pe care am învățat-o după ce am primit acreditările de la Societatea Română de Obstetrică și Ginecologie și Societatea de Medicină Materno-Fetală. Dar au contat toate aceste titluri obținute în Marea Britanie? Sigur că da, sigur că da. Și au fost evaluate cunoștințele și având o formare de calitate, am putut să obțin asta și aici. Câte astfel de intervenții invazive, cum e amniocenteza, trebuie efectuate, că bănuiesc că este vorba de un număr anumit pentru a putea accede la o astfel de diplomă? Este o curbă de învățare și există un minim necesar, însă este foarte importantă și calitatea actului. Dar vorbim de rândul zecilor de proceduri, 120 pentru unii, poate pentru alții 200. E foarte important cât de corect sunt făcute și apoi evaluarea de către medicii din subordinea profesorului Nicolaides sau chiar direct a lui. V-ați întors, cum spuneam, când a început pandemia în România. Cât de dificil v-a fost să vă găsiți de muncă aici? Pandemia a fost a avut un început foarte zbuciumat. Cu toții eram foarte nesiguri. Eu obținusem un job nou la Londra în februarie, când a început pandemia. Și am stat mult să mă gândesc ce fac, mă întorc acasă unde nu știu ce se întâmplă sau mai rămân. Și am hotărât să-mi termin jobul de 6 luni de acolo și când m-am întors în România să mă ocup de echivalarea studiilor și am reușit să-mi găsesc un loc de muncă, da.